Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, bună, suntem aici. Prieteni, suntem în... Stai că nu te vezi, te așteaptă. Suntem aici la masă. Avem ședință cu patroana. Patroana ne-a dat ordin să ne cumpărăm mașini noi. Prieteni, lasă mașini noi. Zi, patroana. Cine doarme cu leu azi noapte? Alex, liniște pe fundă. E pe că Anca doarme cu el azi noapte. De unde ești? Am auzit și eu. Da. Cine zile doarme, prieteni? Fratele lui Anca zic că doarme cu leu azi noapte. Pam, pam. Că Anca nu vrea să doarme. Păi zice patroana, eu am dormit cu stică. Păi patroana, zic că este răspunzător al siguranței noastre. La Strehaia. El se ocupă de siguranță. El este șeful pază și protecție. Da. Sică? A învățat de la pușcărie, era pază și regim și pază. Da, dragi prieteni, am învățat de acolo, de la Mititica. Sică a zis pe proprie răspundere, haideți la Strehaia că eu răspund. Da. Dragi prieteni, eu trebuie... Deși ne are vreo problemă, se ia legătura cu Sică, nu cu noi. Dragi prieteni, Eu sunt considerat de ei... Ia vezi că am primit mesaj că plânsul bebelușului a fost detectat. Persoana de încredere. Eu sunt considerat de ei persoana lor de bază. Da, Sică, deci tu ești la pază și protecție. Ai grijă. Pază și protecție, da. Te-ai băgat canapeaua, nu? Da. Ai văzut să dacă ai luat canapeaua de pe sală. Da, da. Sică! Că nu mai arăta, că lasă că mai bine să nu. Da, da. Dar ascultă! Sică este ca poliția locală, siguranță și încredere. Da, bărbat. Da. Bună! Prietena mea cea mai bună. Care e prietena ta cea mai bună? Beatriz? Și Loredana? Da. Și ea? Și ea. Bravo. Și uite-l acolo. Și acesta om? Da. Eu. Salutare. Georgiana, ce faci? Eu. Cum a fost șederea în șatră? Foarte frumoasă. Cum ești? Ai, foarte frumoasă că zici, știi de unde zici că ai venit. Cum vine aia de la, zici, de la, de mergeau la emisiune aia, la Survivor. La linie. Și patroana te pune la obstacole de alea. De depășit. Nu orice româncă supraviețuiază în șată. Cu patroana. Supraviețuiază. Nu orice româncă supraviețuiază în șată. Georgiana are sufletul calmerizat. Păi nu supraviețuiază fane. Auzi, când vorbește mamă ta și bune și rele, Georgiana rabdă. Da. Nu orice femeie. Cred că Mihaela nu rabdă. Bă, patroană, iar a apărut iepurele astea aici. Bă, iepurile astea numai la patroană atrage, voi nu vedeți? Da, iepurul. Mereu. E prietenul. L-a dus în Leonardo. De mult nu punea nici mâna, bă, urcule, erau bine. E iepurul. Și ai ajuns bine. Băi, vedeți că e pur sau obișnuit cu țiganii? Da. E țigan. Băi, Aline, bă, mamă, tare două nururi aici și nu le-a beut și ea cu ei, o capea. E supărată că e cerut masa, ți-a dat masa afară. Bă, două mese mi-a curat. Doamne. Și le-am de la Lucie, aia mi le-a dat. Ți le-a dat afară. Bă, bă, Aline, 15 milioane, un dulap cu masă cu tot, de bucătărie. Așa. Și nu poate să ia. Nu poate. Ia adunături. Acum nu mai zici păi să ia. De unde se poate să ia? A luat crastonelele aici, am căutat să pun mâncare la oameni. Păi trebuie să-ți cumperi, patronă. Și a luat crastonelele, că știa care ce ia niște crastonele. Păi nu mai zice acum să-i cumpere lui. Eu gata, mâine cu Fane și cu Sică faci în gardul, Sică, nu se mai poate. Da. Sică? Nu se poate, da, să nu e gardul. Trebuie să faci gardul. Vreau să transmit un mesaj pentru fanele lui Sormea, lui Anca. Da. De fiecare dată. Ați spus că nu țin la sorul meu, că nu ajut, că nu știu ce. Dragile mele doamne, necazurile mele și suferințele mele până acum le știți și voi foarte bine. Și eu sunt de unul singur. Nu m-a ajutat și nu mă ajută nimeni. Da, într-adevăr, că m-a ajutat Anca, da? Când a fost arestat, cu pachete, cu bani și toate alea. Apreciez, Dumnezeu pe martor. Acum că am mai avut și eu, că m-am mai supărat și eu puțin. Cum câștigă țiganii bani și contul meu, Alin știe, poate să confirme că Alin a intrat în setări la Google și a verificat, într-adevăr, contul meu e terminat. Așa e, prieten. Așa.
Nu pot câștiga decât 150-200 de euro maxim, pentru că nu se plătește, așa cum am zis. Și am fost supărat puțin că i-am zis și eu, bă, sorul adică mea, prietenii alții din exterior fac și el cu noi nu. Care eu am fost prezent când s-a creat canalul Taicătorul Leu, da, prima dată. Și asta a fost tot. Nu că neapărat că aș avea ceva cu Anca sau ceva. Suntem frați, dragi prieteni. Acum ne certăm peste 5 minute, 10 minute, gata, ne trece. Așa asta nu e o problemă. Dar vă rog foarte mult, cu tot respectul, haideți să fim și noi mai, cum să zic, mai respectuoși unii cu alții, dragi prieteni, pentru că consider că e un lucru foarte frumos să facem asta. Și să lăsăm dușmăniile deoparte și ura și bârfele și toate astea. Pentru că suntem oameni cu capul pe umeri, care putem gândi de fiecare dată. Vă rog frumos, asta va. Și vă pup pe toate doamnele respectabile care o vizionați pe Anca și toate conturile noastre. Înțelegeți? Asta e un lucru foarte important. Sigur că noi trebuie să punem mâna pe doamnele ei, să le tragem de partea noastră. Trebuie să facem tot posibilul să le atragem cu sacrificiile pe care le vom face pe viitor. Toate fanele lui mama să apeleze la sică. Sacrificiile care le voi face eu și cu Alin pe viitor, o să vedeți. Stai, zi! Bă, Aline, atâtea pane, cât are mii de pane, nu sunt în stare să-i cumpăr. Ia ta sică! 70.000 ai, pune-i cumpără un aragaz, bă, nu sunt în stare. Doamnelor, dar și din buzunar, nu numai metaje. Cumpărați, ați luat dulapurile de la mine, vesele. Ați distrus viața lui Anca, voi. Că îți dai, metaje urâte. Nu, și ce? Ia să ia după pane. Și zice, la ce te mai uiți? Și ce îi zici panele? La ce te mai uiți la ăla, că-i bun, la ce mai faci cu el? Să-i dă ele cu oameni unde are panele ei. Panele lui Anca, găsiți-i om lui Anca, uite, nu doarme cu el la doamne. Doarme sâcă cu el. Unde tot zice panele lui Anca. Ce nu vine, nu mănâncă de o săptămână, uite, copiii ei aici. Mi-e rușine de copiii ei. Nu mănâncă din casă. Nu mănâncă, să nu, mănâncă la bucătărie. Păi dușmană, prieteni în casă. M-am văzut acolo că a pus o masă. Bă, lasă cum asta e, nu mai vorbi. Că mâine fac tranzacția să-ți ia muiere unde am găsit-o. Tranzacția? Un gar să și ești copiii. Patrone, eu nu vreau. Bă, nu mai m-am certat cu ea, Aline, ursule. Întreabă că ursul Georgian a fost aici. De ce n-am mâncat de o săptămână din casă? Eu am mâncat din pui ei. Păi mâncat tu. Ea are mâncare în casă. Bă, ducea pui fripți morți de la magazin. Morți. Și am mâncat și eu din pui. Păi stai, tu mănânci pui vii. Bă, am mâncat că mi-a fost foame și am mâncat din pui ei. Morți. Și ea n-a mâncat deloc. Păi cum erau morți? Unde e morți? Vorba bine că morți. Care aduce de-a morți. Mai bine e bine. Facem și noi ședință. Să nu vină, mă, să mănâncă din casă câte belele avem, câte cârcote avem. Are pe cineva care învață să nu patroane, se împartă. Patroane, păi dacă ai cerut masa înapoi... Panele ei, alea. Alea, faci unde nu e panele alea. Am, e și oameni care învață să nu se împartă cu tine. Da. Ce părere ai, sică? Pune sică pe ei, fratele ei. Ce să zic? Nu mai ține cu ea. Iar aducem vorba, deci din cauza ta ne-ai creat numai certuri, numai discuții, din cauza ta s-au întâmplat toate. Da, sică, gata, hai. Atâta, mă, ce să mai zic? Deci, patroană... Mă, mamă, n-avem liniște în casă. Ia-i dușmană în curte să-mi bag odată cu tatăl tău. De ce nu vrea? Uite, el a băgat un clip să-mi bagă, să-i facă valoare, cum mi-a făcut oi tu. Și al pace de râs nu se împacă. Nu știu, patroane, trebuie să o trimis pe Georgiana în această misiune. Nu, nu. Aveam gura până cu cafea pe care. Pe noi sunt avocate, ea poate fi purtător de cuvânt. Uite, două muriori aici și nu le-a chemat să bea cafea cu ele. Te bagi? Păi cum să nu, după aia stăm acolo. Păi da, dar problema e că patroana care nu știe. Pentru că ea bea cafea cu muriorile, dar după ce pleci tu din bucătărie. Să nu mă vadă pe mine. Da. Eu, acum în seara asta, față de toată lumea, față de tot publicul, nu mă ascund de absolut nimic. Zici în felul următor, dar sincer față de noi și față de patrona, nu trebuie să-ți fie frică. Încă o mai iubești pe Anca? Da. Bravo! Hai duce pe ția, mă. Bravo, țică. Bă, țică, dacă nu iau parc, îi dau de tine. Hai duce cu el acum. L-am descoperit pe Leo și acum câteva zile. Bă,
E ceva aici. Stai. Surpriza cu Fanny, surpriza. Cum e baza afară? Surpriza, a zis-o? Tot ok. A zis-o? Surpriza, a zis-o? Da. Dragi prieteni, haideți să zicem adevărul care e. El, surpriza care vrea să o facă, prima surpriză, surpriza care vrea să o facă, de fapt, el vrea să o facă pentru Dana. Așa cum a și anunțat, da? Pe ultima sută de metri, eu am vrut să fac o încercare cu el. Să văd dacă merge sau nu. Dar fac eu, bă, Leo, știi ceva? Ce ar fi să facem o încercare să vedem cum e? Și surpriza care o făceai pentru Dana, hai să o facem pentru Anca. Dar face, bă, zic că să știi că ai dreptate. Zic că am dreptate, îmi venea să-mi dau numai palme deci, de bucurie. Să crezi că ai dreptate. Da, numai de bucurie și... Deci nu-mi venea să cred. Am intrat acolo unde trebuia, pot să zic, da, în acea locație unde trebuia să pregătim. La studio, la Iaia Production. Așa, la Iaia Production, la un studio foarte respectat din București și a început surpriza. Și că eu am... Nici acum nu vine să dar noi aseară am fost pentru prima oară la un studio și am constatat că și tu poți să devii un cântăreț celebru. Ceea ce am văzut acolo, dragi prieteni, pentru voi, poet, o să devin poet cântăreț. O să, poeziile tale o să le cânti. Dar la cine am spus eu scrisoarea 3, am recitat-o azi noapte la, pe TikTok. Ce scrisoare? Pe TikTok. Ce scrisoare spune om? Am avut o provocare pe TikTok. Patroane, ce, patroane, ce spune acesta om? S-a pierdut clipul, acum e scrisoare pierdută. Nu! Când leu, pe TikTok am bă, avut. Când leu, tu și el era zdrugă de cocei. Am avut o provocare pe TikTok. Când ăsta dădeam telefon să nu mai se ceartă cu lumea. Sâcă și Alin drugă de cocin. Doamne, muream de răcată vin acolo după mâine. Și n-aveam benzină motorică. Păi stai să te văd mâine când o sta lângă tine așa și o să vorbească de toți. Să văd cum o să-l oprești. Nu o să da, hai să te vedem mâine. Hai să o vedem mâine pe patroană. Dacă da, da. Poate opri și atunci ai spui tu, patroana ești drugă de cocin, ce faci acolo? Nu, patroana. Uite că e Leo aici de față. Să recunosc că zile, cine a salvat-o cu patroana? E unde? Cu cine? Era salvare. Da. De cine a salvat-o? Spune-i tu, patroane. Mă ducea la Săverin. Dar ascultați-mă. Dar voi credeți că voi ați ajuns la cort aici? A sunat Mihaela înapoi de a rezolvat. Am luat eu 5 milioane amendă din cauza voastră. Mă ducea la Săverin. Păi tu crezi că ai rezolvat-o tu aici? Patroane. Am dat 5 milioane amendă. Păi făceai să fii făcut luanca lui Olga mea. Amenda asta e procedura. Deci amenda o primești. Păi da. Dar cine a venit, patroane? Camelia? Nu altă femeie. Și ce crezi? Mă, omule, să fii făcut mamă ta, Olga mi-a făcut. Femeia de pe ambulanță. Păi am văzut că fetele ți-au făcut story. Auzi. Pe Instagram. Auzi, pe ambulanța. Aline, trebuia să vadă că patroana e normală și sănătoasă psihic. Corect. Și auzi, îi zic la femeie, doamnă, uitați-o pe bunica, bunica e sănătoasă psihic. Lasă, dar cel mai tare. Nu are nicio treabă. Și zice femeia, bun, aduceți-mi un buletin. Și începe patroana. Aduce asta verde! Bă, dar cel mai tare... A zis femeia, mă duc să-mi iau ceanta din mașină. Auzi, dar cel mai tare a fost Leonardo. Voi ați văzut Leonardo ce spunea la oameni? Nu, ce spunea la oameni de la ambulanță. Dar bunica a făcut depresia nebunii, nu? Dar nu-ți se rușine copilul ăsta vorbește. De-aia tipa la lui Mărău când a venit să... Nu, dar Leonardo a băgat niște vorbe acolo de... A băgat copilul meu. A zis mama că te-a crescut cu mâinile și uite ce ai făcut. Da, te-a crescut și tu i-ai făcut-o. Da, ți-a zis. Trebuie să-mi arătați. A fost cu Mex să ia porci azi. Lasă dacă vede că am venit eu, imposibil să nu vină în mine. Este poliția, poliția e cu noi? Da, lasă. Poliția. Ia de dumă, te deliu-o dumă, poițu, de dumă-i tăi ceapă. Cine? Ta. Trebuie să plătești și ce leu, să facă melodie. Leu, ce faci, nu? Melodie are. Acum, fiindcă reușirăm chestia asta cu Dumnezeu înainte, că ne ajută, stăm pe sec aici. Păi întreabă și tu pe patroana o tărie de aici. Patroană, auzi că era sigură paza și n-ai și tu o tărie, un vin, ceva? Aia storul s-a pitulat, ratie. Lasă aia, o pălincă. Era stica aia de whisky. Ia vei acolo, bă, ursule, e beutură acolo. Beutură, auzi. Nu e adevărat, eu nu vă dau băutură. A, uite, beutură. Păi, dar așa e bine. Așa trebuie. Sică stă de pază toată noaptea, dați-i să bea. Auzi, patroană, că Sică stă la poartă azi noapte, de pază. Dar trebuie o sticlă de whisky
că stau afară, mă ia frigul. Așa e. Și când erau de mult... Vechea sau mare? Păstica, ascultă-mă, uite că am uitat să-l întreb pe Roger. Că acum câțiva, tot așa când ne păzeau bodyguardii lui, știi ce beau în fiecare dimineață? O sticlă de whisky și un litru de lapte, dar eu nu înțelegeam combinația cu laptele. Cine? Am uitat să-l întreb. Laptea. Cred eu. Băga lapte. Băga lapte. De ce? Aline. Să-mi beau și pariu și patrona. Să-mi treacă mahmurele. Un freun de paharul ăla, dă-mi să-i pun și rău patrona. Ești pe mână. Păi cum poate așa, că dă-ne cu mâna. Păi nebuneai mai de tot dacă mai bei. Patrona, dar știi că n-ai trimis bodyguards la Olga când avea ceartă și tăiase Olga porcul și l-au mâncat pe tot? Mai știi? Ia patrona. Pe bune. S-a dat softeaua, ce vrei? Pe rău 20 te zici. Nu rog, sănătate, să oamenii, iartă, nu. Să iartă Dumnezeu că mai trebuie salvarea pe mine. Să te curăță Dumnezeu de ispici. Mami, mergem și noi în casă, putem? Stai puțin, că mergem pe adus. Bă, David, ai făcut verde în cap. Ia, arată părul. Hulk. Hai, du-te cu fetele dacă vrei. Da, să ne vedem. Da. Da. Bă, nu ai putut să dormim. E în casă, nu? Da, e în casă. Dar să nu lăsa să alergi, vă rog eu. Da? Stai cu mine. Oh! V-a mâncat acesta câine. Da. David. Să nu la scară, da? Da. Doamne, să m-aș facut să dar chiar am râs. Ușa! Atunci am dat verde. Cine face patrona? Mai e ceva de mâncare? Mai bani? Nu, pe bune. Ia de pune de și pâine și nouă pătură de frigider. Să le facă și nouă ceapă, Alin. Ce ceapă? Ce ceapă? Pe n-are butelie. N-ai butelie? Nu, ți-am făcut de o bucată de ceapă. Păi de ce mai chema la astea, hai? Mă, nu ți-am făcut de o bucată de ceapă. Am mâncat aia mai devreme, cum am mâncat altceva. Nu, ne pierdește, mănânci toată noaptea. Prieten, dar problema este că am pierdut meciul oficial, asta este, nu mai contează țică. Important este că singurul care a fost în forță alături de mine este Gogolan, care îl știți cu toții de pe YouTube. Așa că mulțumesc, Gogolane, pentru susținere. Chiar te pupăm. Gogolane, te-ai ținut de cuvânt, prea bune. Chiar s-a ținut de cuvânt, era 300 de puncte. Mi-a dat 200 de euro, patroană. 200 de euro, puncte lua. Și el a dat pe ele 20 de milioane. Bravo, e că ține Gogolan la tine. E de respectat treaba asta și a ținut cuvânt. S-a dat și Giul, s-a dat de toate, să vină și la Strehaia. Mamă, și-a lăsat Giulul la monet. Te așteptăm la Strehaia, Gogolane. Gogolane, te așteptăm la Strehaia să-ți facem o mâncare la ceară. Și eu, Gogolane, pe Himalaya. Și eu te pup, frate. Pe Himalaya ne vedem. Da. Mai îl mai ia pe el, patron, nebunie, dar nu, da, ce vrei, asta da pe e. Urma. Ce vrei, așa e în șatru la noi, da. Știi? Gogolare, te așteptăm, ia sărbători la noi. Nu-l cunoști, Georgiana, îl cunoști pe Gogo. Georgiana, îl cunoști. Dar voi ați văzut ce a pățit comatul? Oooo, a pățit la bula lui Dani. Ce-a făcut? Nu știi. A fugit nevasta cu altul. Nu știi? Nu. A luat comatul. Am auzit ceva. A fugit nevasta. Și a plătit și 400 de milioane la Max, că l-a filmat pe YouTube. Pe cine? Pe Comat. Pe Max? Adică patroana a vrut să fie vedetă și el lunile. El a plătit, nu? Mama, nu m-a înjurat el. Păi vezi? Toți care m-a înjurat. Eu nu le zic înapoi, răspund. Gata, nu-i mai facem reclamă, nu-i mai facem reclamă, doar că ne bucurăm. Bravo, comatule! Nu e ceea ce este. Deci toți care ne-au blestemat degeaba au ajuns rău. Care a vorbit de noi. Nu e ceea ce spune și nu e adevărat, noi nu ne bucurăm. La ceea ce s-a întâmplat. Eu mă bucur. La ceea ce s-a întâmplat. Da. Dar patrona, cine e acesta om? Acesta om? Cine e acesta om? Este... Nu, 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 e mai bine să nu știi. Acesta om, mă... Lasă, e mai bine să știi cine ești și tu să nu știi cine ești. Lasă, fie pe capul lui. Dumnezeu să ajungă bai de mama lui, să lasă nevasta pe bună. La sărăcii l-a lăsat. Amândouă s-au întâmplat. S-au întâmplat amândouă. Imposibilul s-a produs. Acum le-am atenție, plasala m-a pe bună. Era frumoasă. Pasala, maică-n-o. Era frumoasă, ea. Pe romanecă, cea și el conic, n-a dărat. Era frumoasă, mea. S-a șucat, e gagin. Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Nu mai. Da, patronul, ce să mai, asta e. Situația nu e aceea ce este. Nu ne băgăm, sunt războaiele lor, acum, treaba lor. Noi doar aplaudăm de pe... Noi ne bucurăm, n-avem
Da. Ne uităm de pe margine, spectatori. Da. Ca la film. Îți place sau nu îți place? Dăm like-uri. Doar. Dăm like-uri. Sică, tu nu te bagi. Nu. În acest subiect nu. Nu mă bag în subiectul ăsta, nu are rost să mă bag. Nu, ok. Să ne culcăm, să vă dinim, să ne sculăm dimineața. Să ne sculăm, să ne culcăm. Vă patronul. Erau bune niște clătite. Vezi, iar zice că... Auzi, mamă, ta, făcea lui Leonardo noaptea clătici. Iată de el. Dacă zice că nu știu, nici nu mănâncă clătite. Nu mă, că nu știe, da. Da. Le face Georgiana mai bine. Mâine vine, mâine. Mai repede. Georgia... Auzi, că mâine dau se pari mai repede. Nu mă, zic că le face mai rapid Georgiana. Știi unde-i tigaia, unde-i oala, unde-i făina, unde-i lapte. Am descoperit și eu să știi. Acum, până se obișnuiește și Miha, că Miha face cele mai bune clătite, nu cu dinți, cam cum a făcut patrona. Face cu... Cu gingie. Cu gingie. Cu gingie, bravo. Are cu gingie. Patronule, cum au fost clătitele da, cu dinți? Da, dar am făcut crembuș la sobă, da? Da. Eu nu știu dacă a făcut. Ha? Nu puteam să mai cobor în bes să iau tigaia. Păi, mă, e de aici. N-ai pachet? Da, da. Și-am avut o tigaie cu dinți. Și-am pus-o pe aia. Da, m-am uitat. Ia ține. Și-au fost bune? Cu dinți, de aia cu dinți. Dar au fost bune cu dinți. Dar au ieșit mișto până la urmă. Au ieșit creții așa greponate. Păi da, da, ai văzut vlogul ce a zis? Că nu ai făcut tu clătite, de două zile ți-a cerut. Da. Și a făcut singură cu dinți. Tu n-ai văzut filmarea? Nu, n-a zis așa, a spus de dulce, că am spus. Ba nu, de tine și de Olga a zis. Nu, de ăla, că n-a făcut. Cine a trebuit să ia lui papi gogor. Păi stai să zic că... Sau poate n-am înțeles și eu, mi-a fi zis. Nu, n-am spus de tine. Da, să știi că eu îi fac când îmi zice. Da? Simora nouă de la satul mare, n-a zis de tine. Patrona, hai că vine beleaua. Ia ursule. Patrona, povestește la prietenii mei cum ai făcut cu omul ăla cu purcelaș. De v-a dat afară. Mă, stai să vezi. Auzi poveste. Știe tot țiganii de asta. Mi-am dus la un sârb, i-am făcut un căzat. Eram eu cu bărbatul meu și cu tata lui Tomi. Și Leo de la treia nu era... Acum, da, era și Leo. Dar nu era Leo. Bă, ne-am pus seara, stăm cum stăm aici la masă, să nu stai mult de vorbă. Și patronul era acolo lângă mine, dormea, spărâia. Eu cu crustul meu ăla stăte aici. Cu crustul spărâia patronă, că eu nu înțeleg, cum să spui? Hai, taci. Așa! Auzi, Gustu. Acum a spus omul ăla, zice, nu ne-a plătit ăsta sârbul țava la cazan, zice, că n-au bani. Dar are niște purcelași. Acu e ce zisă-i. Bă, nea Brada, au ce să cruzi cu mevion? Că ai niște purcelași, nu ne dai mâine două purcelași, un purcelaș pentru țavă dacă n-ai bani. Au ce-a făcut purcelaș? Că să nu vorbești noaptea mult. Și patronul dormea. Auzi, hai. Patronul dormea. Acum ce zice la? A, ești locomoasă, vrei și purcei. Haideți, haideți, apare ieșiți. Că vă dau câte un picior în cur. Acum unde a venit unul, hai că te ajut și eu să le scoatem afară în brânci. Acum bărbatul meu, zic, și ce-ai făcut la țânt? Și ce-ai făcut la țânt? Ce ai zis? Trebuia purcelaș. Jac și eu la mine, am dat două, trei pun, scoțără mașina, era în fremoare, zăpada, până la zi. Auzi, deci negocia aia purcelaș. Da. Ne-a scos, ne-a dus lângă pădure, s-a dus în pădure, luară foc. Și zicea bărbatul meu, fut-o în cur pe mumă, s-a să nu pari niciun foc, să moară aici în zăpadă. Ce-i trebuia purcelaș noapte? Și de atunci am spus la toți țiganii să nu vorbești cu noroci și cu copiii mult noaptea. Să vă duce că la... vine purcelaș. Deci noaptea să nu cumva să cereți purcelaș. Da. Cereți găini, așa. Și auzi, purcelașul s-a dus cu frăcări cu zăpadă. Da. Auziți și Alex, ce a făcut purcelașul? Da, Georgiana, tu nu știi câte întâmplări are patronul, dar știi când s-a dus la biserică să se spovedească și i-a dat pomelnic de la, la părinte să-l citească, să roage și i-a dat lista de sărbători. Și citea părintele un porc, un sac de ceapă, unul de carton. A făcut dezlegare la legume. Dar și părintele... Păi tu nu știi ce s-a întâmplat acum două zile? Ce?
Că puneam sare la carne. Ce crezi? Am cumpărat un sac de ăla de nailon transparent de sare. L-am pus pe tot exact așa cum a zis Aline, tot. Știi ce înseamnă tot? Da. Sacul gol, transparent. Bagă patroana degetul în baltă acolo, în saramură. Mai trebuie sare, mai pun. Iau sacul gol. Mai pune. Mă opresc, că eu era mai prost, că era sacul gol, îl pun înapoi pe masă. Mai bag o dată. Mai pune că mai trebuie. Am luat sacul iar. Am mai pus. 5 minute a durat toată treaba. Si? Patroană, mai pune puțin. După aia a venit Georgian, a luat o lingură de lemn, a amestecat acolo în saramură. Și apoi trebuie să prepunem, știi? Da. Și ce crezi? Sică! Nu i-a luat lemn. Și ce crezi? După aia bagă înapoi mâna în aceeași apă. Gata, ajunge. Gata, destul. Da, e bine. Bună țara, prieteni, să ne mai vedeți pe alte canale. Salută, prieteni, patroană. Bună țara, să ne vedeți pe alte canale. Pe alte canale, nu pe alte. Să ne vedeți pe alte canale. Vă așteptăm pe alte canale. Vă pupăm. Prieteni, vă pupăm, vă dorim o seară minunată și ne vedem mai târziu. Pa, pa. Salută, prietenii, sică. Vă pup, dragi prieteni.